Conform statisticilor, în anul 2004, la momentul desfășurării ultimului recensământ al populației, în raionul Basarabeasca locuiau 29.000 cetățeni. În ajunul recensământului, care se va desfășura în 2014, colaboratorii Biroului Statisticii au acumulat datele preliminare despre numărul locuitorilor. Conform acestor date, populația raionului s-a micșorat cu aproximativ 3.000 de cetățeni. Cauzele ar fi scăderea natalității, dar și migrația masivă a cetățenilor peste hotare. Fenomenul ratei scăzute al populației este cauzat în mare parte de migrația cetățenilor. Îndeosebi, cetățenii care sunt apți de muncă pleacă peste hotare. Conform datelor noastre preliminare, numai din Basarabeasca au plecat 1700 de cetățeni care nici nu au de gând să se întoarcă înapoi. Migrația a afectat mulți cetățeni din Republica noastră. Rudele, cunoștințele, prietenii, practic fiecare dintre locuitorii raionului Basarabeasca are pe cineva la muncă peste hotarele țării. Mama, sora e psihotare la Italia, lucrează, e bine. Mama are 10 ani când lucrează, sora are 3 ani, vine acasă, se duce, lucrează. Dochka, zyat, tri vnuka. Fata mea cu soțul ei și trei nepoți. Recent ei au venit în ospeție și eu am rugat-o să rămână aici, deoarece noi suntem bătrâni. Știi ce mi-a spus fata? Mamă, nu avem ce face aici. Chiar vrei să murim aici de foame? Nu este deloc ușor să supraviețuiești în țară, chiar dacă ai un loc de muncă. Lucrăm aici la drumurile astea. Nu ne dădeam o treia lună. Da, du-te și lucrează flământ. Unde se uită aici? Prăvițe spăița la nică. Din cauza migrației permanente, în raionul Basarabeasca s-a schimbat componența națională. Conform datelor recensământului, din anul 1989, în raionul Basarabeasca locuiau 45% de moldoveni, 30% de găgăuși, 11% ruși, câte 6% ucraineni și bulgari. Au trecut 15 ani și situația deja s-a schimbat considerabil. На території району свыше 70%. Circa 70% din populația raionului Basarabeasca sunt moldoveni. Din Basarabeasca și comuna Iserlia au plecat mulți ruși, ucraineni, bulgari și găgăuși. În mediul rural au rămas moldoveni, celelalte națiuni doar 15-20%. Șomajul și migrația provoacă micșorarea și scăderea generală a nivelului de viață. În raionul Basarabeasca unui pensionar îi revine doar 1,3 cetățeni apți de muncă.